În această săptămână a avut loc întrunirea Uniunii Bisericii Penticostale Române din Statele Unite și Canada. A fost un timp absolut înălțător, plin de momente speciale sub călăuzirea Duhului Sfânt. Felicităm în numele Domnului Isus, noua conducere a Uniunii Penticostale Române din Statele Unite și Canada, președinte, pastor Cristian Ionescu, vicepreședinte, pastor Luigi Mițoi, vicepreședinte, pastor Leonard Semenia, secretar, pastor Pavel Pop, trezorier, pastor Vasile Antemie, ceilalți membri ai boardului Uniunii, pastor Alin Bob, pastor Corneliu Olan, pastor Nelu Cosma, pastor Cosmin Avram, pastor Iulian Jecu. Felicităm pe fratele pastor Cornel Avram, care a fost pentru 22 de ani președintele acestei organizații și a slujit cu onoare și devotament toate bisericile din Uniune. Uniunea Penticostală Română conține astăzi 298 de lucrători ordinați în 49 de biserici în Statele Unite. Pe lângă acestea se adaugă alte biserici și slujitori din Canada. Dumnezeu să continue să binecuvinteze Uniunea Bisericilor Penticostale Române din Statele Unite și Canada. La această conferință am fost anunțați că fratele pastor Cornel Avram a hotărât personal să se retragă din poziția de președinte al Uniunii, dar în continuare va rămâne președintele emerit al Uniunii și va continua să slujească în bordul Uniunii. Fratele Cornel, așa cum menționa fratele pastor Cristian Ionescu, a fost cu noi de la început, sau mai corect spus, chiar înainte de început. Prima întâlnire a avut loc pentru încorporarea acestei instituții în anul 1988 în Arizona. La această întâlnire au participat 14 slujitori, reprezentând 7 biserici care s-au înrolat atunci în această organizație. De atunci până azi, fratele Cornel Avram a slujit această organizație cu mare dăruire și succes. Așa cum se menționa la această conferință, fratele Cornel a fost, și citez, un om trup și suflet pentru Uniune, chiar și în vremuri slabe de la început. Un om care a păstrat pacea de sus. Un om nu doar înalt fizic, dar și spiritual. Un om care a avut mărturia lui Dumnezeu, dar și mărturia noastră. Un om care a respectat, cu excepție, principiile și doctrinele sănătoase. Când vorbim despre pastorul Cornel Avram, vorbim despre numele lui, integritatea lui, slujirea lui și de biserica Happy Valley pe care o reprezintă. La ora actuală, această biserică este probabil cea mai mare biserică din afara granițelor României. O îndoită cinste acestui frate în numele Domnului pentru că o merită. În cadrul Uniunii rămân pentru totdeauna doi frați speciali. Pastorul Augustin Costea, cu poziția de președinte fondator, el fiind cel care a avut viziunea înființării Uniunii. Al doilea este pastorul Cornel Avram, cu poziția de președinte emerit, el fiind cel care a condus această Uniune 22 de ani. În perioada următoare vom continua să avem nevoie de slujirea fratelui Cornel Avram, președintele emerit, însemnând că posesorul unei funcții, chiar și atunci când a ieșit din funcție, el păstrează un rol important, cât și funcția de onoare. Fratele pastor Cornel spunea: este bine și sănătos ca să fie și alți oameni în această slujbă. Schimbări de genul acesta, dacă se fac în pace și armonie, pot fi o mare binecuvântare pentru lucrarea Domnului. De asemenea, felicităm pe fratele pastor Nelu Prunean pentru slujba de vicepreședinte al Uniunii pe Coasta de Vest, slujbe pe care a făcut-o cu credincioșie de-a rândul anilor. Fratele Nelu Prunean, la rândul lui, a hotărât personal să se retragă din această poziție, dând ștafeta mai departe. Pastorul Prunean spunea, și citez: orice început are și un sfârșit, ce se numără și se termină. De asemenea, onoratul pastor Nelu Prunean s-a retras și din poziția de pastor principal al Bisericii Betel, încredințând mai departe slujba fratelui pastor Leonard Semenia, care în zilele trecute a fost votat de Biserica Betel cu un vot impresionant de 95%. Fratele pastor Nelu Prunean, vă iubim și vă respectăm pentru tot ce ați făcut și veți continua să faceți pentru Domnul. Un alt frate iubit care a slujit cu cinste și onoare Uniunea Bisericilor Penticostale Române din SUA și Canada este de fratele pastor Vasile Ștreangu. La retragerea lui din bordul Uniunii, el spunea, și citez: motivația pentru retragerea mea este aceeași ca a fratelui Prunian. Suntem deja la vârsta 7-a și cred că este vremea să dăm ștafeta altor colegi de lucrare. Dorința mea, spune el, este ca Dumnezeu să aducă oameni noi cu o viziune proaspătă, ca mulți oameni să se întoarcă la Domnul. Prețuiți și iubiți toți slujitorii! La această conferință a fost menționat și onorat și fratele pastor Petrică Lascău,
care, chiar dacă de data aceasta nu a putut fi prezent, a fost recunoscut pentru impactul lui extrem de lăudabil de-a lungul multor ani în această organizație. Considerând că pastorul Petre Călăscău s-a retras din poziția de pastor senior, slujind astăzi ca pastor evanghelist, el la rândul lui în mână ștafeta altora la bordul Uniunii. Suntem extrem de recunoscători față de acești giganți ai credinței care au condus această organizație religioasă și au ridicat-o la nivelul înalt la care este astăzi. Vă iubim și continuăm să depindem de suportul și experiența dumneavoastră. Vă mulțumim! De asemenea, mulțumim fratelui pastor Vasile Antemie și bisericii locale pentru găzduirea acestei minunate conferințe pastorale. Fiți binecuvântați! Distribuie și abonează-te pe canalul nostru de YouTube și vă așteptăm și pe site-ul creștintotal.ro.